În ciuda unei societăți în continuă schimbare și a influenței tot mai mari a rețelelor de socializare, presa continuă să joace un rol esențial. Cu toții, jurnaliști și cetățeni recunosc influența majoră a mass media și atrag atenția în același timp că rețelele de socializare, care încep să ia locul mijloacelor clasice de informare, prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. Multe dintre informațiile răspândite de presa de calitate ajung pe rețelele de socializare să fie deformate. În schimb, cred că în următorii ani va exista o reașezare și a presei locale și presa de calitate va încerca să-și păstreze bunele forme de a transmite spre public informația necesară. La rândul său, Nicolae Goja, redactor șef al cotidianului Graiul Maramureșului, subliniază că actualmente presa este într-o situație dificilă, dar cu toate acestea va rezista pentru că lumea are nevoie de informații și, de fapt, presa este considerată, pe drept cuvânt, a patra putere în stat. Constituția nu prevede o asemenea situație, dar nouă ne place să spunem că presa este câinele de pază al democrației sau, mai elegant spus, un observator atent al derapazelor care se fac în democrație. Într-adevăr, o presă liberă, independentă și puternică este indispensabilă funcționării unei democrații. Rolul mass media este nu doar de a informa și a educa, ci și de a sancționa derapajele celor care dețin funcții în sistemul politic și administrativ, de a veghea la respectarea legii, a drepturilor și libertăților omului. Este mesajul Prefecturii Maramureș cu ocazia Zilei Internaționale a Presei Libere. Ce părere au cetățenii despre presa zilelor noastre? O părere foarte bună. Da, e ok. Da, libertatea cuvântului, asta e cel mai important. Mai de preț presa actuală decât cea online. Online distruge copiii, distrug tot. Presa actuală care e de pe difuzată de radio și TV și presă din ziare e ok, dar asta la altă nu. Părerea mea sinceră este că nu este chiar atât de liberă presa cum ar trebui să fie. Asta este părerea mea personală, să știți. Nici televiziunea și nici mass media nu întrunește cerințele mele, vorbesc. Citesc și revista Lumea, mă mai informez de acolo, dar este peste tot în lume, nu numai în România.